ziua! Bună. Ce faci cu mare? La mulți ani! Vă mulțumim frumos! Știm de la cui parte! Da? Mă bucur dacă știți, noi suntem de la surprize la domiciliul Kellerman. Vă mulțumim frumos! Și am venit să vă urăm la mulți ani astăzi! Vă mulțumim! Mulțumim ce trăiți și dumneavoastră și... Cu drag! Și copii! Deci știți de la cine am venit, da? Da! O să ascultăm o dedicație muzicală și la final vă citești un mesaj din partea copiilor, da? Da! Ești bogat cu oricine, ești bogat cu doi părinți mai. Ce din suflet te-au dorit și cu milă te-au crescut mai. Și în toată viața lor poartă grijă și doctor, că dorul de copii te arde, de părinți pe jumătate. Și în toată viața lor poartă grijă și doctor, că dorul de copii te arde, de părinți pe jumătate. Ascultați-mă, feciori, greu e părinte cu dor mai. Dorul ăsta o să știți când veți fi și voi părinți mai. Când copii mari vor fi și prin lume vor porni, și atunci o să luați aminte ce-i dragoste de părinte. Când copii mari vor fi și prin lume vor porni, și atunci o să luați aminte ce-i dragostea de părinte. Ai copii grei oricând, de sunt mici sau mari cum sunt mai. Ai copii grei mereu, de noi ai îi și mai rău mai. Om orice-ar avea, tot alergă, tot mai vrea, muncește pentru copii până la bătrâne târzii mai. Mergeți la părinți copii, doar suntem de părinte, că două iubiri sunt sfinte, de copil și de părinte. Și acum vă citesc mesajul, da? Dragii mei părinți, cu ocazia zilei voastre de naștere, vă dorim un sincer la mulți ani și multă sănătate din partea copiilor și a nepoților Larica și Valeriu și special din partea lui Mormone al vostru. Vă iubim și vă dorim multă sănătate și tot binele din lume. Cu drag, din partea copiilor din Germania. Vreți să le spuneți ceva copiilor? Sănătate multă și le mulțumesc. La mulți ani vă dorim să fiți sănătoși. Să fiți sănătoși. Doamne ajută. Să mai veniți.